România ar putea organiza în 2022 pe litoralul Mării Negre campionatul mondial de handbal pe plajă. Federația a depus deja dosarul de candidatură. În 2024, la ediția de la Paris, beach handbalul va fi în premieră sport olimpic. După mai mulți ani de evenimente demonstrative, România va evolua anul acesta în premieră la campionatele europene de seniori cu ambele naționale, feminină și masculină. Bianca Bostan va participa în premieră la un turneu final la nivel de senioare și este unul dintre pariurile stafului tehnic. Ar fi foarte interesant, sincer, pentru că ar putea și familia să vadă ceea ce putem să facem și că există și un handbal foarte distractiv. Unul dintre pionierii handbalului pe plajă în România, Adrian Georgescu, selecționerul naționalei feminine, crede că România are un mare potențial în această nouă ramură a handbalului. Sper să pot aduna cât mai multe jucătoare și de la Liga Națională care să îndrăgească acest beach handball, să putem să obținem un rezultat, fiind la prima participare, să obținem un rezultat cât mai bun. Fosta campioană a Italiei cu Salerno, Nicoleta Ivan, conduce destinele handbalului pe plajă în România. Antrenoarea federală spune că obiectivul suprem este calificarea țării noastre la Jocurile Olimpice din 2024, iar obținerea organizării mondialului din 2022 ar fi un prim pas spre acest target. Eu cred că ar putea fi un eveniment interesant, poate și pentru diversi sponsori care au interese pe litoralul românesc și e de lucru, da? Deci nu pot să mă exprim. Eu acum nu sunt persoana care va organiza un eveniment de genul acesta singur. Va fi o echipă în spate, cu siguranță vom pregăti acest proiect. România va organiza anul acesta la mijlocul lunii iunie la Venus și prima competiție internațională la nivel de echipe naționale, trofeul Mării Negre.